Senatorul PNL Răducu George Filipescu a declarat în cadrul unei conferințe de presă că fostul președinte al organizației județene APS de Călăraș, Ciprian Pandea, înclină să vină la PNL. Despre o posibilă funcție obținută de Pandea în PNL, Filipescu a declarat că se va lua o decizie în funcție de modul în care acesta va intra în partid, singur sau însoțit de o echipă. Asta e frumusețea politicii, știi? Că ești înconjurat de oameni care joacă partide diferite în diferite etapele vieții. Ciprian Pandea vine la PNL? Ciprian Pandea e nicăieri deocamdată. El nu e nici la PSD, nu este nici la, dar din câte am înțeles, înclină să vină către Partidul Național Liberal. Iar Ciprian Pandea nu este o persoană pe care să o dea la o parte. E un activist bun, a fost șef de organizație, a făcut treabă, are relații foarte bune cu toți primarii, și cu ai noștri, și cu cei din PSD. Și în ce poziție? Dacă își dorește treaba asta, depinde acum cum vin, Mariuse. Că dacă vine el singur, vine pe poziția de membru de partid. Dacă vine cu o echipă mai completă, se poate discuta și o poziție, o funcție pe care el să o primească în Partidul Național Liberal. Bănesc că vicepreședinte. Păi cam asta se dă de obicei. Ăștia sunt nenumărați. Vicepreședinții faci la grămadă, nu? Nu știu, mă gândesc, poate ar fi și o propunere de lista asta de secretar. Cine? Păi nu poate Pandea să fie o propunere de secretar de stat cât timp el este, nu e membru de partid. Nu poți să pui un nemembru de partid. Bine, poate să faci propunere și pe un nemembru de partid. Deocamdată pe ăștia i-am propus noi. Se vor face anticipate? Bună întrebare. Dom'le, intenția de a face anticipate există. Și după cum vedeți, guvernul merge pe varianta sumării răspunderii. Doar vor băga o moțiune de cenzură și va cădea guvernul și ăsta și următorul și ne ducem în anticipat. Ca să facem anticipate, trebuie să avem o majoritate. Trebuie să ne așezăm la masă, toți cei care dorim chestiunea asta și împreună să facem 234 de voturi. Le facem? Problema e că deocamdată sunt două partide care au spus că nici vorba de anticipate, e vorba de PSD și de UDMR. Nu se știe nici dacă Pro-România în totalitate dorește sau nu dorește anticipate. După cum e în cădere liberă acum, s-ar putea să nu-și prea dorească anticipate. Anticipatele, toți liderii de partide, în afară de PSD, trebuie să așeze la masă și să ia decizia, da, o facem. Aceasta trebuie discutată și la nivelul președintelui României, pentru că anticipatele pot să creeze în România la un moment dat o perioadă de stagnare și o perioadă de debusolare a populației. Dar din punct de vedere politic, pentru noi este foarte bine să mergem pe anticipate, pentru că nu o să mai luăm ce putem lua în aprilie mai la anticipate, nu o să mai luăm probabil în decembrie, la sfârșitul anului următor. Din punct de vedere politic, anticipatele pentru noi sunt favorabile. Anticipatele și le doresc la fel de mult ca noi și cei de la USR. Și le dorește chiar și PMP-ul. Numai că nu-i de ajuns. Nu-i de ajuns. Dacă ungurii nu vor, pentru că din calculele lor la anticipate îi pierd niște primari, în același timp pierd niște primari și când e vorba de două tururi, pentru alegerea primarilor, dacă ungurii nu vor, PSD-ul nu dorește sub nicio formă că e în cădere liberă, iar Pro-România nu se pronunță clar cu absolut toți votanții pe varianta de alegere anticipate, nu într-un numărul de parlamentari care să pice două guverne. Guvernul Orban poate să-și dea demisia și mâine dimineață, nu e niciun fel de problemă. Problema e două guverne trec sau nu trec. Că, în mod normal, două guverne ar trebui să pice, dar nu se știe. De aceea și curajul pe care îl avem de a ne asuma răspunderea pentru niște lucruri care trebuiesc rapid rezolvate și care în Parlament lâncezesc sau ar putea lâncezi luni de zile. E foarte complicat să spunem că anticipatele sunt posibile.
Nu mai spunea cineva că e aproape imposibil să faci anticipate. Nu. Dacă partidele se așează la masă și spun, da, domnule, facem anticipate, alea în două luni de zile, în 60 de zile s-a terminat. Posibil tehnic, dar tocmai ți-ai explicat că, de fapt, partidele lucrează... Posibil tehnic. Politic, în schimb? Da. Bun, aici depindeți de voturi, dar alegerile primarilor în două tururi puteți să faceți cu asumare. Și trece rapid și se... Alegerea primarilor în două tururi se poate face prin asumare și există și posibilitatea să își asume guvernul răspunderea pentru chestiunea asta. E și asta o discuție. Problema este că și aici lucrurile merg prost, pentru că PSD-ul și UDMR-ul nu vor sub nicio formă să facă alegeri în două tururi. Tot ei, PSD și UDMR, pentru că PSD-ul nu are niciun interes, UDMR-ul pierde câțiva primari dacă se fac alegerile în două tururi. Nu știu acum dacă PNL-ul își dorește în totalitate chestiunea asta, dar dacă se ia decizia ca primarii să meargă în două tururi și este bine ca această decizie să se ia totuși în Parlament, nu prin asumarea de răspundere. O asumare de răspundere pe alegerea primarilor în două tururi s-ar putea să fie urmată de o moțiune de cenzură și să ne ducă în jocul ăsta la alt. Dar ar putea să cadă guvernul Orban, să fie numit un alt guvern și să cadă și acela, iar după aceea ultimul guvern să treacă, indiferent dacă pui și o mătură în fruntea guvernului, acel guvern să treacă. Și atunci ce ai făcut? Dar parcă s-au pus în discuție... Deci dacă nu se pune la masă toată lumea, dacă nu se așează la negocieri toată lumea și să spune mergem pe alegeri anticipate și pe primari în două tururi și asta este socoteala, cum să faci majorități? N-ai cum. Lucru din două. E bine că astea două să le cuplești, să le rezolvi pe amândouă odată. Poți să le rezolvi și separat. Anticipatele, în mod sigur, din punctul meu de vedere, sunt imposibil de făcut. N-ai cum să le faci, cu toate că pentru PNL ar fi mănușă. Pe anticipate, noi am putea să ne ducem undeva în 35%. Avem noi 39-40%, dar acolo sunt procente încărcate de emoție. Dar undeva între 30 și 35%, PNL-ul ar putea să obțină pe alegerea anticipate. Ce ar putea să fie în toamnă, depinde foarte mult de guvernat. În toamnă poate să fie mai puțin de 30 sau poate să fie mai mult de 35. E variabil. Dar la ora actuală, dacă în luna aprilie mai facem alegeri anticipate, PNL-ul se duce în 31, 32, 33, pe acolo. Dar stai, dar spiritul în PNL care este vis-a-vis de alegeri? O exuberanță multă. Două tururi. Cum? Vis-a-vis de subiectul ăsta cu primarii în două tururi. Păi să știi că PNL-ul face socotelele din punct de vedere politic că în două tururi ce pierdem noi ca PNL, dar ce pierde și PSD-ul ca partid, pierderile PSD-ului sunt mult mai mari decât pierderile pe care le-am avea noi. Noi s-ar putea să pierdem într-un loc și să câștigăm în altul și să venim undeva... Poate să câștigăm 100-200 de primari, să ne ducem la 1300-1350. Dar PSD-ul va pierde primari, pentru că eu mă gândesc că saltul n-ar fi foarte mare în două tururi, că vor veni și primari de la USR care vor ocupa poziția. Ăștia nu trebuie să-i ignorăm, că am văzut că în unele alegeri marile orașe preferă USR-ul. Nu știu ce se va întâmpla mai departe cu USR-ul, dar oricum rămâne un partid care va culege la alegerile locale și el câteva sute de primari. Și atunci primarii de la USR sunt primari de dreapta, care ar fi, dacă n-ar fi USR-ul, ar fi primar la PNL. Și atunci pierdem în Partidului Național Liberal organizația filială a Călăraș, nu-i convine în două tururi. Vă dați seama că nu ne convine, avem 37 de primari, e foarte posibil să pierdem în ei în două tururi. Putem să câștigăm de asemenea niște comune care au primari PSD, 2, 3, 4, dar putem să pierdem 5, 6, 7, rămânem undeva în jur de 30, să zicem. La nivel național, în schimb, e cu totul altceva. Sunt județe în care PSD-ul are 80% din primari și acolo PSD-ul poate să piardă primari. Dar tot PSD-ul era acum câțiva ani, zicea, domnule, ca primarii să fie reprezentativi. Dar PNL-ul spune și acum treaba. E posibil să... Ești primar și să... Dar PNL-ul își dorește două tururi. Își dorește două tururi.
răspunderea și ori se va acasă. Dacă zici tu, o să-i transmit urmă, îți duce asume. Parlament e mai greu. Poate fi măcelorită legea, se poate modifica de la forma pe care o depune dumneavoastră până forma finală. Auzi, asumarea răspunderii trebuie foarte bine calculată. Că este momentul în care poți să-ți asumi răspunderea, dacă și asumă, de exemplu, săptămâna care vine, răspunderea pe alegerea primarilor în două tururi, cade guvernul, dar să-ți ce dracu și bugetul național, că nu mai face nimeni. Ori partidul ăsta trebuie întâi să termine bugetul anului 2019, să-l închidă, trebuie să pregătească bugetul pentru anul viitor și după aceea trebuie să ai niște priorități. Prioritatea numărul 1 actuală e bugetul pe 2020. Că dacă nu ești în stare să-l faci, te duci în negura istoriei. Până la alegerea primarilor în două tururi sunt alte urgențe. Că nu stă țara asta că sunt aleși în două tururi sau să aleși într-un singur tur. E drept că trebuie în două tururi. Și mi se pare normal să fie în două tururi. Dar hai să vedem, mai important decât alegerea în două tururi, nu cumva e bugetul național, nu e închiderea bugetului. Să te încadrezi în deficitul pe care l-ai ca obligație și pe care oricum îl depășești. Deci sunt alte, și alte chestiuni prioritare. Dar e o temă care e luată în calcul. Și chiar s-a discutat și varianta de a-și asuma răspunderea guvernului și pe alegerea primarilor în două tururi. Dar eu nu aș băga-o la pachet. Două tururi cu alegerea anticipată. La pachet. Adică, băi, pierzi acolo, câștigi dincolo. Da? Adică,